Hei, salut prieteni! Am ieșit din casă, mă duc să văd ce se întâmplă cu mașina. E gata, nu e gata, că ar trebui să fie gata. Că mai avea doar ambreiaj, ar trebui să fie gata. Ha? Aici nu mai că mi-e frică afară și plouă înăuntru. Băi. Eu uite acum, au ieșit oamenii ăștia în piață, am ieșit și eu în piață, și ce n-ați dat? Când? Când și-a dat ponta demisia. Ah. După incidentul de la colectiv, ce n-ați dat? Asta vine. Stai că m-ai zăpăcit. Bateria cum e, trăiește? Nu? Am fost, e gata, am reajuns, mare parte gata și mașina. M-a trimis să iau niște ulei pentru cutie. Ambreiajul era aproape terminat, a ajuns la nituri. M-a trimis să iau niște ulei pentru cutie și niște lichid de frână. Și până mă întorc eu să verifice bugiile, să vadă dacă trebuie și bugiile sau nu. Porcăria asta mi-a dat. Să filmez și eu treaba asta. A? Să filmez și eu treaba asta, cum încercăm bujile. Și dacă n-ar punem bateria, la ce ne ajută treaba asta? Care pe uite, o vezi? A, nu-i trebuie mult. Stai în mobil să văd dacă ajungă aici. Slavă de tot. Uite, mă. Uite, Bogdan, dacă faci scumpea și uite aici, vezi? Ce înseamnă dacă faci scânteie? E bun. Ia să vină și asta. Un pic. Asta e bună? E bună și asta? Ca noi sunt astea. Deci, bujile sunt ok, nu? Da. Da. Spun dacă sunt bune, nu? N-ai ce filma. Cred că e gata mașina. A pus-o pe roți, e ok. Mașina e aproape gata. Mai are de schimbat filtrul de polen, care se schimbă pe la pedala de accelerație. Trebuie să o dea jos și în interior, așa cum ar veni. Dar rest totul e gata. Acum mă duc acasă ca să iau cartea și talonul. Că trebuie să facem și ITP-ul și îl facem în același loc acolo, că există stația de ITP lângă. Am mai cumpărat niște becuri, că erau arse, unul pe frână, unul pe fază scurtă pe stânga, și acum trebuie doar să iau cartea și talonul și mă întorc ca să-i facem ITP-ul. Apoi mai trebuie făcut RCA la ea și e gata. Jantele o să le iau de seară, nu știu dacă le pun tot azi, probabil că nu. E gata mașina, o punem să-i facem ITP-ul acum. Și după aia RCA și gata. Așa, eram în drum spre casă acum. Mașina o lăsasem la service pentru că în timp ce la ultima verificare așa, a descoperit un mare joc la direcție, pe ambele părți. De unde o fi, că totul e bine. Cert e că nu a strâns foarte bine piulița aia din capătul planetare, care ține tot butucul. A strâns, pe dreapta s-a rezolvat, nu mai avea joc. Și pe stânga tot strângea la ea, a strâns jumătate de oră la ea și până la urmă a ajuns la concluzia că s-a dus filetul piuliței, că nu mai era... S-a mâncat, așa. Și zice, o, trebuie să găsim altă piuliță. N-am de unde acum, veniți mâine. După ce am stat
Am stat 3 ore? Nu mai bine, 4 ore. O jumătate de zi, deci ce zic, o jumătate de zi de muncă. Am stat cu ăsta aici în speranța că e gata. Și când să ajungem acasă, mă sună și zice, hai că l-am sunat pe fiu, era în drum, nu știu de unde, a făcut rost de o piuliță și am pus și nu mai joacă, e bine. Și așa că ne întoarcem să o luăm. E 6. De azi dimineață stăm pe mașină. Și așa că e gata. De viteză s-a mișcat bine. S-a mișcat chiar bine. Cât am să joi? S-a apucat vineri de anul. Vineri s-a apucat de anul. Deci practic 2 zile pline a durat. Că sâmbătă a fost, dar asta nu știu, până la 11-12 acolo. Deci practic 2 zile și un pic a schimbat absolut tot. Mașina e practic nouă acum. E nou-nouț. M-am ajuns acasă. Mi-e o foame de nu mai până la mâncare nimic toată ziua. Mă pun să curăț niște cartofi. Să fac niște cartofi prăjiți. Așa să vă zic de mașina. Am mers un pic cu ea. Merge excelent, excelent. Zici că e nouă. Deci zici că e nouă. Merge super bine. Și motorul și cutia. Cutia mai ales merge super, super, super. Mă bag să fac un duș acum. E 6 și jumate aproape. Aștept de la băiatul la telefon cu jantele, că a zis că pe la 7 și ceva pot să mă duc să le iau, să le iau și pe alea. Sunt rupt de oboseală, am stat cu aia toată ziua acolo în picioare, în frig, în... Dar măcar s-a rezolvat și s-a rezolvat repede, ceea ce e bine. Gata, am luat jantele. Hoi, le-am încărat 3 etaje cu ele. Nu se văd acum. Le duc la tata deocamdată pentru că nu le pun încă pe ea. Mai am de făcut câteva chestii. O să vă zic în zilele ce urmează ce greu să mai fac. Momentan le duc la tata ca să le pun la el în pod, că are mai mult loc. La mine în apartament e complicat. O să vi le mai arăt odată când ajungem la tata. Stai, nu, stai. Hai că nu-i focus. Gata. Dar respir eu ca un porc. Mamă, cât praf. Capa acolo nu le-am, mă, din mașină. Da, acum sunt jegoase acum. Stai să văd care mai... Era una mai... Uite asta, cred. Mi se pare că este ok. Uite asta pe aici. Un pic aici. Dar în București așa e, uite și aici. De ea de mai departe, așa este departe, nu se vede. Vezi? Vezi că astea așa aici este ok. Uite, sunt la noi astea. Și dacă le murdește un pic, nici măcar se vede aici. Da. O să vezi cum arată spălate. Vezi? Hai du-te. Stai așa că eu chiar nu știu să cobor de aici. Gata, am ajuns acasă. Da, păi acum e... Așa, gata, am ajuns acasă. Acum mă pun să editez. Sper să-l pun de vreme seara asta, dar nu prea cred că... Ce mai zici? Stai. Așa, în fine. Întrebarea de astăzi este... După întrebare... Dacă nu ești abonat, abonează-te, că merită, că e pe bune. Dăm ceva gratis. Ce dăm gratis? Aer. Praful din pod acolo. Dar n-ai zis întrebarea. M-am întins cam mult cu vorba la tata. S-a făcut târziu, mi-e extrem de somn. Abia aștept să termin ce am de făcut la mașină. Bine, nu mai sunt chestii necesare, absolut necesare acum. Sunt chestii pe care vreau eu să le fac la mașină. Pur estetice, să zic. Să văd produsul final, cum arată. Eu zic că o să arate foarte mișto. De mers merge ca nouă, trebuie să-și arate ca nouă. Da, așa fac și în realitate, adică nu e de video sau ceva. Întrebarea de astăzi este: tu
ce ai face în plus sau în minus la mașina asta? Să fi fost în locul meu sau să fii în locul meu? Ce ai face sau ce nu ai fi făcut? Nu uita să-mi lași un like dacă ți-a plăcut, să te abonezi să fii la curent și cu progresul mașinii și cu ceea ce fac eu și aștept să facem 200 de abonați pentru acel concurs surpriză. Ne vedem mâine! Pa! Du-te, bă!